Așadar, cu aproximativ 450 de ani în urmă, în timpul celei de-a doua ere glaciare de pe Terra, locuitorii de pe Nibiru, care dispuneau de o tehnologie foarte avansată, sau Anunnaki, așa cum erau denumiți în textele sumeriene, au călătorit către Pământ, în timp ce cele două planete s-au apropiat foarte mult una de alta. Potrivit relatărilor sumeriene, privind această problemă, primele lor aterizări au avut loc în apă, la fel cum proprii noștri astronauți au aterizat mai întâi în ocean la întoarcerea din misiunile lor din cosmos. Este prin urmare logic faptul că acești astronauți antici ar fi căutat pentru derularea misiunilor o tabără de bază care să le asigure atât o climă temperată, cât și o sursă sigură de apă potabilă și de combustibil. Un singur loc de pe Terra a întrunit toate aceste criterii: Mesopotamia. Văile fluviilor Ind și Nil erau alte două opțiuni bune, dar ele nu ofereau acces ușor la rezervele de combustibil fosil care sunt încă îndestulătoare în sudul Irakului. Sub conducerea fiilor șefului lui Anunnaki, Enlil și Enki, începe colonizarea Pământului. Cu ajutorul conducătorului suprem al Nibirului, numit Anu sau An sau El, depinde de sursele folosite, supraveghind eforturile lor de pe planeta natală, Anunnaki au început o colonizare sistematică a Terei sub conducerea celor doi fii ai lui Anu, Enlil și Enki. Toți liderii Anunnaki și-au asumat mai târziu rolul de zei sau nefilim în fața supușilor lor umani. Un fapt destul de uimitor îl reprezintă acela că unul dintre acești nefilim se numea Nazi. În fața acestei dovezi nu putem decât să ne întrebăm dacă nu cumva ocultiștii germani ai secolului 20 știau de această legătură. Enlil era comandantul misiunii, în timp ce Enki era director executiv și responsabil științific. Din cauza prevederilor protocolului nibirian, între cei doi frați vitregi s-a declanșat imediat o dușmănie cruntă și de lungă durată. La fel ca și în cazul dinastiilor ulterioare pământene, primul născut, Enki, a fost privat de drepturile sale de moștenitor, căpătând un statut secundar în familia regală, deoarece mama lui nu era soția legitimă a lui Anu. Acest lucru l-a înlăturat de la succesiunea la tron. Totuși, Enki a fost cel care a condus prima expediție către Terra. Într-un text bine păstrat care a ajuns până la noi, Enki și-a descris aterizarea în Golful Persic. Când m-am apropiat de Terra, aceasta era acoperită de o mare inundație. Când m-am apropiat de lungile sale verzi, de mormanele de pământ și de dealuri, la comanda mea au fost construite baraje și șanțuri de irigații. Mi-am construit casa într-un loc pur. Enki era atât savant cât și inginer. La comanda lui, mlaștinile de pe partea de nord a malului Golfului Persic au fost secate, în locul lor fiind construite șanțuri și sisteme de irigații, iar cursurile fluviilor Tigru și Eufrat au fost unite printr-un sistem de canale. Curând, de pe planeta natală au sosit întăriri în sprijinul celor de pe pământ, întăriri aflate sub conducerea primului fiu al lui Enki, pe nume Marduk. Munca grea din mină oferă Anunnakilor ideea creării unui muncitor primitiv numit Adamu, adică acel Adam din Biblie. Alte probleme pentru acești coloniști extraterestri au apărut din cauza schimbărilor climei de pe Terra, care au generat numeroase greutăți printre Anunnaki și pentru neobosita trudă în mină. Într-un text sumerian se spunea: atunci zeii Anunnaki, ca și oamenii, suportau munca și sufereau oboseala. Oboseala zeilor era mare, munca era grea și necazurile erau multe.
Aprofundând munca lui Sitkin, cercetătorul Horn spune: Anunnakii extrăgeau aur de pe Terra de mai bine de 100.000 de ani, atunci când Anunnakii simpli, care efectuau munca extenuantă din mine, s-au revoltat contra acestei situații cu vreo 300.000 de ani în urmă. Atunci Enlil, comandantul lor șef, a vrut să-i pedepsească sever și a convocat o adunare a marilor Anunnaki, adunare la care participa și tatăl său Anu. Acesta a fost mai înțelegător față de suferințele minerilor. El a văzut că munca răsculaților era foarte grea și că suferințele lor erau considerabile. Atunci a întrebat cu voce tare dacă nu cumva mai exista și o altă cale de a obține aurul. În acest punct al discuției, Enki a sugerat necesitatea creării unui muncitor primitiv numit Adamu, care să preia munca grea de pe umerii minerilor Anunnaki. Enki a arătat că un umanoid primitiv, pe care noi îl numim Homo erectus, sau un umanoid îndeaproape înrudit cu acesta, exista deja în ținutul Abzu, în Africa, unde lucra el. Să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră, așa a decis adunarea generală Anunnaki. Planul lui Enki de a crea o rasă de muncitori a fost aprobat de către adunare și acesta a constituit punctul de plecare al originii omenirii, conform relatărilor sumeriene. Această explicație clarifică și unul dintre cele mai enigmatice versete din Biblie. După ce aceasta ne asigură că există un singur Dumnezeu adevărat, în Geneză, capitolul 1, versetul 26, Dumnezeu este citat ca spunând: Să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră. Acest verset poate avea două explicații. Prima fiind aceea că pluralul Elohim din Vechiul Testament, interpretat ca însemnând Dumnezeu de către autorii monoteiști care au scris Geneza, s-ar fi putut referi într-adevăr la adunarea Anunnaki, care a aprobat crearea omului, și cea de-a doua, ideea de a crea om după chipul și asemănarea noastră, ar fi însemnat pur și simplu efectuarea unor manipulări genetice asupra unei specii deja existente și nici de cum crearea unei rase noi. După explicațiile lui Sitkin, așa după cum știu acum atât orientaliștii cât și cercetătorii Bibliei, editarea și rezumarea de către redactori a cărții Genezei a fost făcută asupra unui text mult mai vechi și extrem de amănunțit, transcris pentru prima dată în sumer. Medicul Anunnaki, Ninti, împreună cu Enki, fac experimente genetice. Medicul misiunii Anunnaki de pe pământ era o femeie pe nume Ninharshag, cunoscută de asemenea și sub numele de Ninti, care deja efectuase experimente genetice împreună cu Enki. Pe cel puțin unul dintre cilindrele sumeriene ce foloseau drept sigiliu, o ilustrație care îi înfățișează pe Enki și pe Ninti, îi reprezintă înconjurați de fiole sau vase de lut, o masă, rafturi, o plantă și un asistent, scena semănând izbitor de mult cu cea dintr-un laborator modern. Potrivit legendelor sumeriene, ei au dat naștere multor ființe modificate genetic, dintre care cităm animale cum ar fi tauri și lei cu capete de om, animale înaripate, precum și maimuțe și umanoizi cu capete și picioare de capră. Dacă toate acestea sunt adevărate, este clar că astfel de experiențe ar fi putut reprezenta sursa apariției numeroaselor legende în care se vorbea despre existența unor ființe mitologice și a unor supraoameni, precum Atlas, Goliat, Gargantua, Polifem, Tiphon. Relatarea sumeriană referitoare la crearea primului bărbat, al cărui nume se scria Lulu în sumeriană sau Adama în ebraică, a cărui traducere literală înseamnă om al pământului sau mai simplu pământean, este suficient de limpede în lumina cunoștințelor noastre contemporane referitoare la donare.
Enki și Ninharshag au luat celula reproducătoare sau ovulul de la o femeie africană primitivă din rasa humanoizilor, fertilizându-l cu spermatozoizii unui tânăr bărbat Anunnaki. Ovulul fertilizat a fost apoi plasat în uterul unei femei Anunnaki, din câte se știe aceasta ar fi fost însăși Ninti, soția lui Enki, care ar fi dus sarcina la termen născând copilul. Deși a fost nevoie de cezariană, în urma acesteia a venit pe lume un tânăr mascul sănătos pe nume Adama, care reprezenta un hibrid produs pentru prima oară pe pământ, anticipând legile evoluției naturale cu milioane de ani. Potrivit povestirilor sumeriene antice, atunci când oamenii au fost creați, ei nu știau să mănânce pâine, nu știau să se îmbrace cu veșminte, mâncau plante luându-le cu gura precum oile și beau apă din șanț. După aceea, Enki și Ninharshag au continuat să producă mai mulți Adama, atât bărbați cât și femei, cu toate că în acea epocă nu erau capabili să se reproducă și trăiau foarte puțin comparativ cu Anunnaki. Acest lucru se pare că era făcut într-un efort conștient de a preveni orice competiție la adresa Anunnaki din partea noii rase umane. Este interesant de notat faptul că, potrivit spuselor din Geneză, primul ordin al lui Elohim a fost acela ca omul, sub forma alegorică a lui Adam și a Evei, să rămână ignorant. Dar Dumnezeu știe că în ziua când veți mânca din el, vi se vor deschide ochii și veți fi ca Dumnezeu, cunoscând binele și răul. Adamul sumerian și Adamul din Biblie. Se pare că există câteva legături între versiunea sumeriană a legendei referitoare la crearea omului și cea din Biblie. Biblia vorbește despre faptul că femeia ar fi fost creată din coasta bărbatului. Marele sumerolog Samuel Cremer a arătat faptul că povestea referitoare la originea Evei, care a fost creată din coasta lui Adam, a izvorât probabil din dublul înțeles al cuvântului sumerian Ti, care înseamnă atât coastă cât și viață, explica Horn. Așa că este posibil ca Eva să fi primit viață de la Adam fără ca vreun os să fi fost implicat în acest proces sau materialul genetic folosit în cadrul acestui proces este posibil să fi fost extras din măduva oaselor lui Adam. Laboratorul care a produs primii Adama era denumit de sumerieni Shi-im-ti sau casa în care este respirat vântul vieții. Comparați această expresie cu Geneza, în care Dumnezeu, după modelarea omului din praful pământului sau Adamu, care înseamnă pământ, i-a suflat în nări suflare de viață. Adam a fost primul copil născut în eprubetă, proclama Sitkin după nașterea în eprubetă a primului copil al epocii moderne și contemporane în anul 1978. El vedea această naștere modernă ca pe un sprijin în favoarea corectitudinii traducerilor din limba sumeriană făcute de el, în special ca argument al faptului că știința modernă a început să-și facă o idee despre manipularea genomului uman numai în secolul 20. Dovezile referitoare la faptul că primii oameni sunt originari din Africa s-au tot acumulat din anii 70 încoace, când, pe acest continent, au fost descoperite unele dintre cele mai vechi rămășițe preumane.